Salutare lume, eu sunt Slicer Ghost și astăzi voi prezenta un joc pe care l-am de atâta timp, n-am făcut un video cu el. Se numește Need for Speed Hot Pursuit, varianta nouă, și este aproape am terminat jocul și m-am impresionat. Graficile, mașinile. Că poți să faci drifter, ceea ce în celelalte refuzări nu puteai. Deci, era de exemplu o mare încălcare ca să faci un drift. Și îmi place crash-ul ăsta. Adică când te pușești de o mașină, îți arată și cum te duci, frate. Mașinile cel mai mult am prins 460 de km la oră, acum eu le-am 1 km cu un Bugatti Veyron. Eu cu asta prin, cred că de 450. Oare să fac un crash la viteza asta? Mă gândesc să mă duc pe podurile astea de sus și să fac un drift pe toată lungimea. Nu știu cu care mașină discuți mai mult. Sigur nu cu astea de la Hyper, dar poate mă descurcam cu Bobul ăla. E, asta e, e foarte lungit. Dar problema e că n-am viteză consistentă. Bă, ia stai. Sportă! Live your life to the hell. All you will be in hell. Facem un crash frontal. It's your life and you can keep it. Astea se simt ca în realitate, adică plină de apă când le lovește o chestie de asta. O, de dă-te din cala mea. Facem și o bani, nu vreau să fac cursă. M-aș băga cu altă mașină, de pe aici așa. Și nu știu cu una care să zicem că mă descurc. Eu Lamborghini sau deci Lamborghini. Ala bala porto ca la dos. Ma la Lamborghini. A 2008
2010 Dodge Viper SRT10 American Club Racer regained the street legal production car lap record at Laguna. You're watching the heart. Îmi plac drifturile astea așa lungi cum era ăla de pe pod. Nu face cu mașina asta, arată ca dracu din spate. Mergem și pe ea din spate. Greu mai trebuie. The hell is coming. Dacă putea să spun de cei de aici, să sar peste asta. Cred că o schimb în curând. Fără sniper ăsta mai intră și eu pe Skype. Îmi place așa cum se văd roșile. Oh, dacă nu intra ăsta, făceam un drift. Woo!